La început a fost o joacă, apoi joaca s-a transformat în teatru, teatru de păpuși și improvizație. Vorbim despre pasiunea copiilor clasei a 5-a de la Școala Generală numărul 8. Și cum talentul trebuie încurajat, oamenii de teatru Georgiana și Florin Antoniu l-au îndrumat pașii până departe. Micii artiști au obținut premii la numeroase festivaluri, chiar dacă pregătirea s-a desfășurat în condiții improprii. Așa s-a hotărât cu timp în urmă fosta învățătoare a celor mici, Luminița Dan, să acceseze programul de responsabilitate socială Țara lui Andrei. Ați îndrăznit să accesați un fond, un proiect important. Cât de greu este? Cred că nimic pe lumea asta nu este foarte ușor. Important este să vrei, să ai încredere și să crezi că totul se poate, să visezi întâi de toate. Așa a pornit proiectul meu. Întâi am vrut să-i fac fericiți pe copiii mei, să-i duc în Țara lui Andrei, să vedem cum este acolo, într-o altă țară. Și acolo am văzut că totul era posibil, acolo am fost provocați, acolo ni s-a explicat ce este sustenabilitatea, ce sunt o groază de lucruri despre proiecte, despre afaceri. Printre sute de proiecte din toată țara, trupa Șchiuț a reușit să convingă pe toată lumea că sunt cei mai buni. La fel de convinși au fost și sponsorii programului, care le-au oferit premiul cel mare, suma de 5.000 de euro. Cu banii câștigați de pe urma talentului lor, au hotărât ca în subsolul școlii la care învață să construiască un atelier de teatru. Astăzi a fost tăiată panglica scenei unde păpușile prind viață. Pe când vom asista la tăier de panglici, ateliere din banii primării. Bun, acum este vorba de accesare de fonduri. Să începem cu începutul. Este un lucru foarte bun că școala numărul 8 a accesat un fond și este un fond privat de data aceasta. Vedeți că se poate atunci când există implicare și din partea școlilor. Eu deja am trimis la toate școlile din oraș, însemnând chiar grădinițe, școli generale și licee, un program pe 8 fonduri private care poate fi accesat direct de școli. Cât contează condițiile de pregătire în teatru vostru? Cred că mult, pentru că dacă nu ai o sală bine amenajată, nu prea ți-e drag să lucrezi. Spune-mi, ce ai de gând mai departe? Să-l continui teatrul în continuare. Până unde? Nu știu. Te gândești să devii actriță de teatru? Nu mi-a făcut chiar așa un plan de viitor. Perseverența micuților, a celor doi oameni de teatru, Georgiana și Florina Antoniu, dar și a Luminiței Dan, managerul proiectului, sunt un exemplu pentru oricine. Nu poate să fie decât un lucru benefic, pentru că este o muncă de câțiva ani și pentru că ei au performat și au avut foarte multe rezultate. Sala asta nu face decât să fie încununarea muncilor și este un spațiu profesional și, din câte știu, în acest oraș este singurul spațiu profesional. Inaugurarea a fost una cu șampanie pentru cei mici și cei mari veniți să-i aplaude, dar și cu punerea în scenă a pieselor Albă ca zăpada și Soacra cu trei nurori. La eveniment au fost prezente figuri politice giurgiuvene, dar și persoane care mereu au fost alături atât cu sufletul cât și financiar de cei mici. La finalul evenimentului, mici actori din trupa Șchiuța au prestat pe scena sălii de festivități a școlii. Au fost aplaudați de peste 300 de colegi din școala Academician Marin Voiculescu.